Noul Renault Clio oferă o gamă largă de motoare pe benzină pentru a răspunde tuturor cerințelor. Economic și eficient, acest motor TCE cu 3 cilindri cu o cilindrie de 999 cm3 este echipat cu un turbocompresor. Cuplat la o cutie de viteze mecanică cu 5 viteze, acesta dezvoltă o putere de 74 kW și oferă un cuplu de 160 Nm la 2750 turații pe minut. Este echipat cu tehnologii de ultimă oră, menite de a reduce consumul de combustibil și emisiile de gaze poluante cât de mult posibil. De exemplu, sistemul său variabil de comandă a supapei permite consumului de combustibil să fie redus în timp ce îi crește performanțele. Ușor, acesta este fabricat din aluminiu și o parte dintre componentele sale au la bază materiale de înaltă calitate, precum grafitul și carbonul, pentru a le crește rezistența și a reduce frecarea. Cu tehnologii de ultimă oră și având întotdeauna în vedere reducerea consumului de combustibil, acesta este dotat cu sistemul Stop and Start. Când vă opriți la semafor sau în ambuteiaje, sistemul oprește motorul imediat ce eliberați complet pedala de ambreiaj. Din acest motiv, vehiculul dumneavoastră nu mai emite niciun poluant și vă veți bucura de liniște la bord. Sistemul repornește motorul atunci când acționați din nou pedala de ambreiaj. La această tehnologie se adaugă un sistem de recuperare de energie la frânare. Prin intermediul alternatorului, această energie este stocată sub formă de curent electric în baterie. Acesta permite de a păstra bateria încărcată fără a fi solicitat motorul. Acest sistem este cuplat cu stop and start pentru a reporni motorul. În cele din urmă, acest motor este echipat cu un catalizator pentru a reduce oxizi de azot și hidrocarburile din gazele de eșapament.